găsit! După aproape 6 luni de suspendare, primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, revine în fruntea instituției. Dacă ar fi cumulat mai mult de 6 luni de control judiciar, Vasile Andriciuc și-ar fi pierdut mandatul de primar. Primarul Andriciuc s-a prezentat joi la sediul prefecturii pentru a-și evalua situația juridică după ce măsura controlului judiciar impusă de procurorii Direcției Naționale Anticorupție împotriva sa în data de 27 mai a expirat pe 22 noiembrie. Prefectul Constantin Harasim a declarat că Vasile Andriciuc își poate exercita funcția de primar și că pentru acest lucru nu mai este nevoie de un ordin al prefectului. Primarul comunei Șcheia a fost suspendat din funcție prin ordin al prefectului în data de 31 mai, în plină campanie electorală pentru alegerile locale. Trebuie spus că dacă ar fi cumulat mai mult de 6 luni de control judiciar, Vasile Andriciuc și-ar fi pierdut mandatul de primar. În dosarul primarului de Șcheia mai sunt cercetate alte 2 persoane, respectiv secretara comunei Șcheia, Luminița Râșca, și ofițerul Constantin Cucerca de la Poliția Municipiului Suceava. Secretara Luminița Râșca este acuzată de luare de mită, 2 infracțiuni de fals intelectual, complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la infracțiunea de luare de mită, respectiv dare de mită.